Până acum am vorbit despre schimbul de căldură în cazul unui gaz, caz în care fie se modifică temperatura gazului, fie are loc un schimb de lucru mecanic, fie amândouă. Dar un corp poate schimba căldură cu exteriorul și fără variații de temperatură sau schimb de lucru mecanic. Acest lucru se întâmplă de pildă atunci când are loc o transformare de stare de agregare, iar căldura schimbată în acest caz se numește căldură latentă. Căldura latentă pe care o schimbă un kilogram de substanță cu exteriorul la trecerea dintr-o stare de agregare în alta se numește căldură latentă specifică și se notează cu litera lambda. Și după cum vedeți, unitatea ei de măsură este joule pe kilogram. Avem astfel călduri latente specifice de topire-solidificare, de vaporizare-condensare și de sublimare-desublimare. Datorită legii conservării energiei, căldura latentă de sublimare este egală cu suma dintre căldura latentă de topire și căldura latentă de vaporizare. Pentru că în solide, particulele de substanță, care pot fi atomi, ioni sau molecule, au cea mai mică libertate de mișcare, în lichide au mai multă și în gaze și mai multă, pentru a topi, vaporiza și sublima un corp, trebuie să-i dăm căldură, adică în toate transformările ale căror săgeți urcă. Invers, în procesele de solidificare, condensare și desublimare, adică în transformările ale căror săgeți coboară, primim căldură de la corpul care suferă aceste tranziții. Și bineînțeles, primim tot atâta căldură în aceste tranziții cât am dat când s-au realizat tranzițiile opuse. De aceea avem aceste egalități. Vă dau ca exemplu căldura latentă specifică de topire pentru gheață. Ea are valoarea de 334 de kilojoule pe kilogram, ceea ce înseamnă că trebuie să dăm 334.000 de joule căldură unui kilogram de gheață cu temperatura de 0 grade Celsius pentru a o topi și a obține apă cu temperatura tot de 0 grade Celsius. Dar dacă gheața are o temperatură mai mică și vrem să obținem apă cu temperatura mai mare de 0 grade Celsius, atunci trebuie să dăm 3 călduri. Una ca să încălzim gheața de la temperatura ei inițială la 0 grade Celsius, care se calculează cu ajutorul căldurii specifice pentru gheață, ce mic gheață, una ca să o topim, care se calculează cu formula M or lambda, și una ca să încălzim apa care rezultă până la temperatura pozitivă pe care vrem să o obținem, care se calculează cu formula M ori C mic apă, căldura specifică a apei înmulțită cu variația de temperatură. De pildă, dacă vrem să obținem apă cu temperatura de 15 grade Celsius din gheață cu temperatura de minus 10 grade Celsius, căldura pe care trebuie să o dăm se calculează așa cum vedeți aici. Dacă reprezentăm variația temperaturii în procesul de topire despre care am vorbit, funcție de timp, obținem graficul pe care îl vedeți. În primul interval se încălzește gheața, în al doilea interval se topește gheața și până se topește toată gheața, amestecul de apă și gheață rămâne la temperatura de 0 grade Celsius, iar pe al treilea interval de timp se încălzește apa până la 15 grade Celsius.